Marii fermieri sunt extrem de îngrijorați de schimbările petoclimatice din ultimii ani, care au dus la scăderea dramatică a producției fermierilor ce nu dispun de o dotare tehnică corespunzătoare pentru schimbarea din mers a tehnologiilor, corespunzând diverselor culturi agricole. Acestea trebuie adaptate noilor condiții din zonă pentru ca recoltele să fie mulțumitoare în anii lipsiți de precipitații. Vedeți că de la an la an ne confruntăm cu probleme climaterice deosebite pe care nu le-am mai avut în anii precedenți. Trebuie să ne adaptăm în așa fel încât să putem face față într-un timp foarte scurt la tot ce apare ca și problemă în agricultură. Noi, având în vedere faptul că avem și o bază materială bine pusă la punct, bază tehnică, și printr-o organizare bună, am reușit până la această dată să însămânțăm atât soia, cât și floarea soarelui, sfecla. Suntem la finalizarea cultivării porumbului, astfel încât cu precipitațiile care ne-au venit în ultima perioadă, să sperăm că vom avea un debut bun în această primăvară. Fermierii care nu dispun de asemenea tehnologii trebuie obligatoriu să apeleze la consultanța agricolă oferită fie de camerele agricole, fie de firmele mari și stațiunile de cercetare agricolă existentă în fiecare zonă agricolă a țării.